Opinia TV Nürnberg. Aproape de tine. Bună seara, dragi telespectatori! În această seară vom discuta despre pandemia COVID-19, care a devenit în ultimele 6 luni mai mult un fenomen social și psihologic, depășind aspectul de fenomen medical. Vom vedea în această seară că virusurile corona din familia SARS-CoV sunt niște virusuri care sunt cunoscute în principiu de aproape 20 de ani, deci nu a fost chiar o noutate absolută. Vom vedea că mecanismele de acțiune prin care se produc diferitele simptome, precum și complicațiile care pot conduce la deces, sunt iarăși mecanisme cunoscute de peste 15 ani. Și vom discuta de asemenea despre alternativele de tratament oficiale acceptate în acest moment, precum și de soluții terapeutice care au fost testate în studii clinice, ale căror rezultate au fost prezentate în reviste de prestigiu, ca de exemplu Lancet, unele dintre ele fiind vechi de aproape 10 ani, ceea ce face un pic surprinzător aspectul că nu au fost folosite sau nimeni nu s-a gândit la ele într-o primă fază a debutului pandemiei și unele sunt chiar și în momentul de față ignorate. Acestea fiind spuse, începem prezentarea din această seară, care, așa cum am precizat, are în centru faimosul virus SARS-CoV-2, cel care provoacă celebra boală COVID-19. În imagine vedeți cum arată acest virus corona, SARS-CoV-2, la microscopul electronic. Pentru ascultătorii care nu știu semnificația denumirii SARS-CoV-2, o voi explica un pic în cele ce urmează. SARS este un acronim pentru sindromul respirator acut sever. COV-2 reprezintă coronavirus 2. De ce 2? Și de ce nu 1? În anii 2002-2003 a fost o epidemie cu o simptomatologie asemănătoare cu cea COVID-19, provocată de un alt virus din familia coronaviride sau din familia coronavirusurilor, denumit SARS-CoV-1. Atunci au fost infectați 8.000 de oameni din 26 de țări și dintre aceștia au decedat 800. Mai departe vom vedea cum ne afectează coronavirusurile organismul și de ce unii pacienți dezvoltă forme severe. Cred că aceasta este o întrebare esențială chiar și în ziua de azi, la mai mult de un an de la debutul oficial al pandemiei. De ce unii pacienți au o simptomatologie foarte ușoară, iar un procent mic dezvoltă o simptomatologie severă, dintre aceștia unii decedând. În acest sens, vom privi imaginea de pe ecran și vom încerca un pic să înțelegem faptul că orice virus, ca orice ființă vie, încearcă în primul rând să-și asigure supraviețuirea. Pentru a supraviețui, este necesar ca un virus, indiferent de ce natură este, să invadeze un organism viu, respectiv celulele acestui organism, și să se multiplice în interiorul acestor celule. În imaginea de pe ecran vedeți reprezentat schematic virusul
SARS-CoV-2, iar acele escrescențe roșii, roz, din coroană reprezintă celebra proteină spike sau țepușă, de care am tot auzit în media. Această proteină se potrivește prin mecanism molecular de tip cheie îmbroască cu un receptor denumit ACE2, care se află pe suprafața unor tipuri de celule din organismul nostru, și prin intermediul acestui receptor virusul se va cupla la suprafața celulei. Odată realizându-se acest prim pas, virusul va intra în interiorul celulei, unde se va multiplica în milioane de copii, practic în interior coroana se desface, ARN-ul viral se integrează în ADN-ul uman, iar atunci când celula încearcă să copieze diferite secvențe din ADN pentru a repara diverse structuri și a sintetiza anumite proteine de reparație, va citi și aceste secvențe virale și va produce practic virusul. Prin producția în exces a virusului se va produce distrucția celulei, moment în care virusii se varsă în sânge sau în alte tipuri de fluide din corp și se răspândesc mai departe după o curbă exponențială. Să vedem în continuare care sunt țesuturile umane cu o densitate mare de receptori ACE2 pe suprafața celulară. De ce este important acest aspect? Pentru că aceste tipuri de țesuturi, având o densitate mare de receptori ACE2 pe suprafața celulelor, vor avea o predispoziție crescută de a fi infectate în comparație cu alte tipuri de țesuturi din corp. Astfel, acești receptori îi găsim pe suprafața celulelor epiteliale alveolare, care se găsesc la nivelul plămânului. Sunt celulele din acele structuri, care se numesc alveole pulmonare, care reprezintă unitatea de bază funcțională a plămânului, prin care se realizează schimbul gazos, oxigen, dioxid de carbon, și a căror infecție determină apariția pneumoniilor. Le mai găsim în pe suprafața așa numitelor enterocite sau celulele din mucoasa intestinului subțire, la nivelul celulelor endoteliale sau celulele care tapetează vasele de sânge din corp, artere și vene, celule musculare netede care se regăsesc în diferite organe, în țesuturile renale și, de asemenea, în țesuturile cardiace. În afară de receptorul ACE2, care este receptorul principal în ceea ce privește cuplarea cu virusul SARS-CoV-2, avem o proteină CD209L, care are rol de coreceptor, ajută acest proces de cuplare și care facilitează infecția cu virusurile SARS-CoV. Acest coreceptor se găsește în special la nivelul plămânului și vom vedea mai târziu că are un rol important în dezvoltarea complicațiilor de la nivelul plămânilor. În scop științific, o să precizez că se găsește pe suprafața celulelor alveolare tip 2 și a endoteliului pulmonar. Rolul acestor tipuri de celule îl vom dezvolta un pic mai târziu în cadrul prezentării din această seară. Bun. Am văzut un pic mai devreme o listă de țesuturi care au
exprimată la suprafața celulară o densitate mare de receptori ACE2. Și am spus atunci că aceste țesuturi au o predispoziție mai mare de a fi infectate cu acest virus în comparație cu alte țesuturi din corpul nostru. Astfel, pe primul loc plămânii, caz în care apare pneumonia, sau în cazurile severe, sindromul de detresă respiratorie acută, este acel sindrom care se asociază și cu o pneumonie severă, dar se poate asocia și cu ceea ce am auzit până acum în presă cu toții, ca fiind denumită furtuna de citochine, care reprezintă un răspuns imun disproporționat al organismului împotriva unui agent infecțios. În urma acestui răspuns, sistemul imun al organismului practic produce prin acțiune proprie pagube mai mari decât ar fi produs agentul infecțios dacă ar fi fost lăsat în pace sau singur. Prin afectarea intestinului subțire apare diareea, care a fost descrisă la pacienții, la o parte din pacienții cu COVID-19. Prin afectarea endoteliului, acele celule care tapetează vasele de sânge, pot apărea microemboli, care determină microembolii, ceea ce iarăși am văzut la televizor, că s-a demonstrat cu ocazia puținelor autopsii care s-au făcut la pacienții morți în urma complicațiilor severe de COVID-19. Prin afectarea țesuturilor renale este indusă o insuficiență, poate fi indusă o insuficiență renală acută, care poate fi reversibilă. Incidența este mică. Ne întoarcem un pic la proteina CD209L, această proteină despre care am spus că are rol de coreceptor și facilitator al infecției cu SARS-CoV și care apare pe suprafața celulelor alveolare tip 2 și a endoteliului pulmonar. Vom vedea în cele ce urmează ce rol au aceste două tipuri de celule și cum facilitarea invaziei virale la nivelul acestor două tipuri de celule conduce la acele catastrofe clinice pe care le vedem la televizor, canică și în multe cazuri, și ocupă aproximativ 7% din suprafața alveolară. Am spus un pic mai devreme că suprafața alveolară este acea unitate structurală prin care plămânul asigură schimbul gazos oxigen-dioxid de carbon. Restul de 93% sunt celule alveolare de tip 1. Celulele alveolare de tip 2 au un rol însă esențial în organism. Spre deosebire de cele de tip 1, ele produc surfactantul. Surfactantul este o lipoproteină, tapează ca o peliculă întreaga suprafață alveolară și care facilitează schimbul gazos. Această peliculă nu am putea să absorbim oxigen în sânge, nu am putea să absorbim dioxidul de carbon din sânge, aia este alveolare și va expira. Funcțiile surfactantului sunt următoare. Favorizează respirul, stabilizează alveola pulmonară, care reprezintă unitatea structurală, este îngreunată și cantitatea de surfactant la nivel de alveole pulmonare scade, respirația devine din ce în ce mai greoaie. Păstrează alveolele uscate sau, cu alte cuvinte, un factor activ anti-edem pulmonar. Edemul pulmonar este acea condiție patologică care se definește ca o încărcare a alveolelor pulmonare cu lichid. Prin încărcarea alveolelor pulmonare cu lichid nu se mai realizează schimbul gazos, oxigen-dioxid de carbon, și în acel moment apare insuficiența respiratorie acută, caz în care cel mai adesea pacientul este ventilat, invaziv sau neinvaziv. Endoteliul pulmonar joacă un rol important pentru, de asemenea, un rol important pentru schimbul gazos.
El tapetează acele microvase arteriole care vin în contact intim cu alveolele pulmonare și care joacă un rol egal ca și țesutul din alveole pulmonare, țesutul pulmonar, în realizarea schimbului oxigen-dioxid de carbon. El asigură așa-numita barieră vasculară. Prin alterarea sau afectarea acestei bariere vasculare, schimbul gazos este masiv afectat, ducând de asemenea la o insuficiență respiratorie. Acest endoteliu pulmonar produce și o serie de substanțe, o parte din ele numite și citochine, aici fiind vorba de prostaciclină, endotelină, precum și oxidul de azot, oxid de azot care are rolul de a regla tonusul vascular pulmonar. Deci acest oxid de azot practic reglează tonusul, rezistența vaselor pulmonare mai mici sau mai mari. Prin afectarea sau pierderea barierei endoteliale se poate produce iarăși edemul pulmonar. Bun. Deci, prin o invazie virală care cuplează diverse tipuri de celule de la nivelul plămânului, prin intermediul receptorului ACE2, dar care această invazie afectează, care reușește să afecteze și aceste două tipuri speciale de celule, de care am discutat un pic mai devreme, care au la suprafața lor și acest coreceptor, CD209L, respectiv pneumocitele de tip 2 și endoteliul pulmonar. Această invazie poate produce complicații severe. Prima complicație și cea mai des întâlnită este pneumonia. Pneumonia poate fi virală, în rare cazuri. În cel mai adesea este însă bacteriană. Deci este rezultatul unei suprainfecții bacteriene. Ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta înseamnă că virusul, slăbind această barieră de care am discutat un pic pe slide-ul precedent, endotelial, permite invazia altor germeni, cel mai adesea bacterii, care vor produce această pneumonie. Deci virusul doar facilitează, devine un facilitator al unei pneumonii bacteriene. Edemul pulmonar, încărcarea alveolelor cu lichid și implicit blocarea schimbului gazos, oxigen-dioxid de carbon, prin distrugerea celor alveolare de tip 2, pomenite mai devreme, și scăderea producției de surfactant. Sindromul de detresă respiratorie al adultului. Iarăși, caracterizat de prăbușirea producției de surfactant, de asemenea caracterizat și de furtuna de citochine, de o reacție supradimensionată a sistemului imun. Mai departe vom vedea tratamentul, vom discuta despre tratamentul COVID-19. După normele și după guideline-urile oficiale din sistemul medical german. Astfel, tratamentul formelor ușoare și a celor medii de COVID-19 care nu necesită spitalizare. Aceste forme se tratează simptomatic cu antiinflamatoare nesteroidiene. Aș cita aici ibuprofen, se poate folosi și sau paracetamol, da? Se poate folosi metamizol sau algocalmin, care are și rol antipiretic, scade foarte bine febra, chiar mai bine decât paracetamolul,
și analgezic la pacienții cu dureri de cap sau dureri musculare. Să ne amintim că o mare parte sau un procent semnificativ din pacienții cu COVID-19 s-au plâns de dureri extreme de cap sau de dureri articulare și musculare generalizate. Este recomandat un aport adecvat de lichide, minim 2 litri pe zi, și de asemenea ajutarea sistemului imun cu produse din categoria suplimentelor alimentare, de tipul vitamina C, vitamina D, zincul. La această categorie de pacienți este contraindicată administrarea empirică de antibiotic, dacă nu avem o evidență clară a prezenței unui focar infecțios care să trezească suspiciuni puternice că ar fi vorba de o bacterie. Din experiența proprie pot să spun că am diagnosticat pacienți cu COVID-19 care paralel au avut o otită medie sau au avut o amigdalită, chiar purulentă. În aceste cazuri, debutul tratamentului antibiotic este necesar să se facă prompt, fără a se mai aștepta eventualele analize de laborator în direcția diagnosticului infecției bacteriene. De asemenea, dacă avem pe o radiografie simplă sau pe analize de imagistică simplă imaginea unei pneumonii, iarăși este un semnal că tratamentul antibiotic este necesar cu începere imediată. Mai departe vom vedea tratamentul intraspitalicesc al formelor medii și severe de COVID-19. Vom începe discuția noastră cu remdesivir, faimosul remdesivir. Se recomandă, conform guideline-urilor germane, se recomandă începerea tratamentului într-un stadiu cât mai incipient de boală, atunci când replicarea virală este mare. Acest aspect îi scade din eficiență din două motive. 1. Stadiul incipient de boală se asociază cu o simptomatologie ușoară, caz în care pacienții, marea majoritate a cazurilor, se tratează acasă, iar remdesivir nu este prescris de rutină în tratamentul ambulator al COVID-19. O altă problemă o reprezintă faptul că un test PCR pozitiv nu reprezintă obligatoriu momentul zero al bolii. De multe ori, prezentarea pacientului la medic se produce după 2-3 zile de la debutul bolii, chiar dacă se face imediat la prezentare un test PCR, durează între 24 și 48 de ore până la venirea rezultatului, ceea ce teoretic face posibilă începerea unui tratament întâi după cel puțin 72 de ore de la debutul simptomelor. Un al doilea aspect care îi scade din eficiență se referă la ce am spus un pic mai devreme. Des acest medicament a fost prescris în spital în cazul unor evoluții cel puțin medii de severitate la ceva distanță de timp de debutul bolii. Studiile efectuate în Germania arată că administrarea de remdesivir nu influențează mortalitatea la 28 de zile de boală, deci nu putem să spunem că o scade. Iar pacienții care sunt în stadiu de ventilație mecanică invazivă, la care se adaugă tehnica ECMO, sau așa numitul plămân artificial, cum este denumit în România, nu beneficiază absolut deloc de pe urma acestui medicament. Deci, administrarea de remdesivir la un pacient care este deja ventilat mecanic nu aduce niciun beneficiu din punct de vedere al statisticii și al studiilor.
O altă categorie de medicamente care se utilizează în tratamentul acestor forme medii și severe în cadrul spitalului sunt corticosteroizii, da? Dexametazona, hidrocortizonul. Acest tratament se recomandă în cazul pacienților care deja au un necesar destul de mare de oxigen, cel puțin 6 litri pe minut debit, la o durată a spitalizării mai mare de 7 zile și la pacienții care deja necesită ventilație mecanică invazivă sau neinvazivă. Tratamentul sistemic cu corticosteroizi reduce mortalitatea la 28 de zile, lucru demonstrat statistic, deci este o terapie care, administrată în cazuri severe, aduce beneficii pacientului. Cel mai mult profită pacienții ventilați mecanic invaziv și, de asemenea, conform studiilor, este posibilă administrarea împreună cu remdesivir. Dacă am discutat un pic de tratamentul sistemic cu corticosteroizi, o să fac o paranteză scurtă și o să abordez tema hidroxiclorochina. Hidroxiclorochina a fost mai mult o speculație medicală că ar ajuta în tratamentul COVID-19. Anul trecut, studiile publicate de Lancet au arătat că nu aduce niciun beneficiu în tratamentul COVID-19, iar și mai mult, logica medicală ne spune de asemenea că nu aduce beneficiu. De ce am deschis subiectul hidroxiclorochinei în contextul corticosteroizilor? Deoarece și hidroxiclorochina este un inhibitor, un blocant al sistemului imun. Și atunci intervine o situație logică sau o întrebare logică. În fazele ușoare sau medii de boală, când organismul are capacitate proprie, ajutat doar de un tratament simptomatic să lupte cu virusul și să-l învingă, de ce aș lua hidroxiclorochină ca să îmi frânez propriul sistem imun în fața virusului? Iar în cazurile severe de boală, în care apar fenomene de tip detresă respiratorie acută, edem pulmonar sau pneumonii severe, asociate cu furtună de citochine, hidroxiclorochina, ca și eficiență, este mult prea slabă pentru ca organismul să profite de pe urma tratamentului. În acest caz, este clar că se folosesc corticosteroizi, care sunt niște inhibitori mult mai potenți al sistemului imun, despre care am vorbit un pic mai devreme, dexametazona și hidrocortizonul. Deci, după părerea mea, hidroxiclorochina nu este un medicament de recomandat sau un medicament care ajută activ nici în formele ușoare sau medii și nici în formele severe de boală. Încheiând această paranteză, trecem la tratamentul anticoagulant. Aici, în Germania, se folosesc trei trepte de anticoagulare în funcție de formele de boală. În cazul formelor ușoare, se folosește o anticoagulare așa numită profilactică. Îi spune profilactică deoarece se folosește la toți pacienții care se găsesc în spital internați, indiferent de ce boală au, și care, prin natura bolii, necesită să stea o mare parte din timpul zilei la pat, fapt ce favorizează o tromboză în general. Aceasta se face de obicei cu heparine fracționate, cu moleculă mică, ca enoxaparina sau certoparina. Și, la fel ca și ceilalți pacienți, nu neapărat cei cu COVID-19, teoretic scade riscul potențial tromboembolic general al pacientului. După care avem o anticoagulare intensivă. Această anticoagulare intensivă este de fapt o struțocămilă, este o etapă intermediară, pacientul nu este nici profilactic cu doză mică anticoagulat, dar nici terapeutic cu doză calculată după kilogram corp în cazul
heparinelor fracționate sau doză fixă în cazul heparinei nefracționate, ci se face cu o doză intermediară. De exemplu, se dublează doza profilactică de enoxaparină. Această anticoagulare numită intensivă se aplică în cazul pacienților care au o anumită constelație de factori de risc. De exemplu, infecții severe care au valoare de laborator a dedimerilor crescută de la început. Sau o infecție care, pe măsură ce este urmărită în intraspitalicesc, se observă o creștere bruscă a valorilor dedimerilor. Acești dedimeri sunt niște parametri care, prin creșterea lor, pot sugera o tromboză în corp, dar ei sunt și parametrii de fază acută sau de inflamație. De exemplu, ei pot să crească în sarcină, fără ca gravida să aibă neapărat vreo boală. Ei sunt crescuți și la pacienții oncologici, fără neapărat ca acești pacienți oncologici să aibă vreo infecție. Și cresc pur și simplu chiar și în cazul infecțiilor, indiferent că sunt virale sau bacteriene, fără ca pacientul respectiv să aibă neapărat o tromboză. Dar totuși, dat fiind faptul că s-a demonstrat că acest virus poate afecta vasele de sânge, atunci se merge pe premiza că în momentul o creștere a lor poate fi și o tromboză, nu neapărat, dar medicul nu își asumă riscul ca pacientul să aibă o tromboză și să nu primească o doză un pic mai mare de anticoagulant și atunci instituie această doză. Anticoagularea intensivă se face deci la acești pacienți cu valori crescute de dedimeri, dar la care nu s-a demonstrat o tromboză, pentru că în momentul în care se demonstrează că pacientul are o tromboză în corp, atunci se aplică direct o doză terapeutică. De asemenea, se mai aplică la pacienți care, de exemplu, se internează cu COVID și povestesc că au o trombofilie, ceea ce înseamnă o anomalie a sistemului a cascadei de coagulare și implicit un risc crescut de tromboză, la pacienți care povestesc că au avut în antecedente tromboze, deci trebuie întrebat la anamneză în momentul internării și aspectul acesta, și la pacienții adipoși. Iar tratamentul anticoagulant terapeutic, așa cum am spus, se face la orice pacient care are COVID și la care se demonstrează de obicei prin metode imagistice, da? De exemplu Doppler pentru venele de la picioare, o tromboză a venelor profunde, sau angio-CT, angio-RMN pentru tromboze intra-abdominale. În orice stadiu al bolii. Aici trebuie spus că este un tratament standard. Anticoagularea terapeutică se face cu cele două tipuri, heparină nefracționată sau fracționată, în doză maximă, deci în doză terapeutică, indiferent dacă pacientul are COVID, este perfect sănătos sau are altă boală. Este un tratament standard al trombozelor, în general. Mai departe vom discuta despre imunizarea pasivă cu plasmă covalescentă, despre care s-a făcut atâta tamtam în România în anul 2020, cu faimoasele cele trei aparate la început. Imunizarea pasivă cu plasmă covalescentă sau plasmă care are anticorpi, obținută de la pacienți care au trecut deja prin această boală, se recomandă să se efectueze în primele 72 de ore de la începutul simptomelor. Ea poate influența pozitiv mortalitatea, studiile arată că ea poate influența pozitiv mortalitatea la 30 de zile, deci să scadă această mortalitate la 30 de zile, cu condiția esențială ca începerea tratamentului să ia startul în primele 3 zile de la diagnostic. De aceea, aplicarea sau folosirea plasmei covalescente la pacienți aflați în stare critică sau pacienți care au depășit cu mult acest interval de primele 3 zile de la debutul bolii,
are o indicație îndoielnică. Și rezultatele sunt pe măsură. De aceea s-a și văzut în România că în cazul multor pacienți și cu plasmă și fără a intervenit decesul. Trebuie precizat că la data de 27 noiembrie 2020, plasma covalescentă nu avea aprobare pentru tratamentul COVID-19 în Germania. Ce trebuie reținut? Studiile arată că această plasmă covalescentă poate ajuta, poate scădea un pic mortalitatea, dar numai în cazul în care tratamentul începe în primele 3 zile de la diagnosticul COVID-19. Începerea tratamentului mai târziu are eficiență terapeutică foarte scăzută sau nulă. Vom continua cu imunizarea pasivă, cu cocktail de anticorpi, respectiv tratamentul pe care l-a primit președintele Donald Trump al Statelor Unite și care în urma căruia a avut o evoluție atât de bună a bolii și o recuperare atât de rapidă. Se numește RECNCOV2. Reprezintă o combinație de doi anticorpi monoclonali împotriva acelei proteine țepușă sau spike de care am vorbit la începutul emisiunii și care se cuplează cu receptorul ACE2. Acești anticorpi vor cupla proteina spike de pe virus, iar virusul, având proteina spike cuplată, nu mai are capacitatea să cupleze receptorul ACE2 de pe suprafața celulelor din corpul nostru. În acest caz, virusul practic își va mai trăi cât are durata de viață în sânge sau în mediile în care se găsește în corp. Necuplându-se cu o celulă, nu va intra în interiorul celulei, nu se va multiplica și va muri. Astfel este blocată infecția. Și în acest caz, se recomandă începerea tratamentului în stadiul incipient al bolii, când replicarea virală este mare și de asemenea la pacienții seronegativi, deci pacienți care nu au apucat încă să dezvolte anticorpi în sânge. S-a demonstrat că dacă tratamentul este început corect, într-un stadiu incipient al bolii, încărcarea virală scade rapid spre 0 până în ziua 7. De asemenea, se produce și o ameliorare rapidă a simptomelor. Dezavantajul este faptul că o doză costă $2000 și întrebarea care se pune este cum se face selecția pacienților la care să se administreze acest tratament în primele 3 zile de la debutul bolii, pentru că nu orice pacient căruia îi curge nasul sau a rămas fără gust în primele 3 zile ale bolii va dezvolta o formă severă a bolii. Marea majoritate, peste 90%, se vor vindeca sau vor dezvolta cel mult o formă medie de boală, necesitând neapărat investiția într-un tratament de $2000. În imagine aveți încă o dată acest virus corona SARS-CoV-2. Deci, practic, vedeți cum se cuplează cu receptorul. Anticorpii vin unde vine liniuța aceea verde de se cuplează pe receptor, vin acești anticorpi monoclonali și astfel ocupă acel loc, iar virusul trecând pe lângă celulă nu mai are cu ce să se cupleze de acel receptor, trece mai departe, își trăiește durata de viață, după care moare. Aici aș vrea să deschid o scurtă paranteză vis-a-vis de această terapie cu cocktail de anticorpi monoclonali și aș vrea să povestesc despre o companie care se găsește în Austria și care după prima epidemie de SARS-CoV-1 din 2002-2003 a realizat experimental un așa numit receptor ACE2 recombinat uman. Practic, ei nu au creat niște anticorpi, ca acel cocktail care vi l-am prezentat adineauri, ci au creat în laborator un întreg receptor care mimează perfect acest receptor ACE2. Astfel, acest medicament, odată ajuns în sânge,
cuplează proteinele spike ale virusului și blochează aderența la celule, după același principiu cum lucrează cocktailul de anticorpi monoclonali RECN-COV2. De ce am adus în discuție această terapie? Deoarece această terapie există de cel puțin 10 ani, compania respectivă livrează acest medicament numai în scopuri experimentale, deci acest produs, acest receptor ACE2 recombinat, făcut în laborator. Un studiu care a fost publicat în Lancet anul trecut a afirmat că rata de succes de vindecare în cazul folosirii acestui receptor ACE2 uman recombinat este de 99%. Și atunci ne punem unii dintre noi, firesc, întrebarea: dacă aveam o soluție terapeutică la îndemână, aveam o firmă care producea această soluție terapeutică de aproape 10 ani, de ce totuși a fost ignorată în toată această perioadă de timp? S-au făcut experimente cu tot felul de alte medicamente care, pe lângă faptul că nu au adus niciun beneficiu sau mult prea puține beneficii, au avut efecte adverse destul de puternice. Și această soluție este în continuare la îndemână, este produsă în Austria, are certificat de eficacitate 99%, demonstrat de un studiu publicat în Lancet și totuși este mai departe ignorat. Ok, mergem mai departe. În imagine vedeți un pic coperta de la revista Colegiului Medicilor din Germania. Informațiile despre tratamentul COVID-19 au fost preluate din articolul COVID-19, Evidenți bazirte terapii opționen, din revista Deutsches Ärzteblatt, numărul 48 pe 2020. Deci, medicina bazată pe dovezi, studii și statistic observate. Vom discuta un pic mai departe despre vaccinurile ARN bazate pe tehnologia ARN mesager anti-COVID-19. O să încep prin a spune că tehnologia bazată pe ARN mesager nu este nouă și că au fost încercări de a crea vaccinuri bazate pe această tehnologie împotriva virusului citomegalovirusului, împotriva virusului rabic și împotriva virusului Zika, neîncununate de succes atunci. Principiul de funcționare al vaccinului este următorul. ARN-ul mesager, care este injectat, va ajunge în celulele corpului. Aici el va cupla niște organite, așa se numesc, celula în sine are și ea organe, numai că fiind foarte mici, li se zice organite, numite ribozomi, care vor produce, conform instrucțiunilor ARN mesager, o proteină care este identică cu o bucată din proteina țepușă sau spike a virusului corona. Această proteină ajunge în sânge și în contact cu sistemul nostru imun va declanșa producția de anticorpi. Anticorpi care, pentru o perioadă de momentan nu se știe cât timp, rămân în sânge. În momentul în care noi, dacă ne-am vaccinat, intrăm în contact cu virusul, practic virusul, odată ajuns în sânge, acești anticorpi se leagă de proteina spike, iar el nu mai are capacitatea de a se cupla de celule, urmând să se plimbe un pic în circuitul sanguin și urmând să moară. Deci, practic, acest ARN mesager induce într-un final producția unor anticorpi care sunt ca și principiu de funcționare asemănător cu anticorpii monoclonali din acel cocktail de anticorpi monoclonali RECN-COV2, care am spus că a fost administrat și președintelui Donald Trump. Numai că aici, în cazul vaccinului, anticorpii îi producem noi, în cazul cocktailului de anticorpi monoclonali îi primim direct, prin intermediul medicamentului.
Vis-a-vis de vaccinurile bazate pe ARN mesager anti-COVID-19, aș dori să fac câteva precizări. Momentan, aceste vaccinuri se află în faza 3 de testare clinică, fază care ar trebui să dureze încă 2 ani. Posibilele efecte adverse pe termen mediu și lung nu pot fi evaluate în acest moment. E și logic. Ca să vezi un efect pe termen mediu și lung, trebuie să treacă măcar 3 ani sau 5 ani. După 6 luni sau un an, nu poți să afirmi dacă există efecte pe termen mediu sau lung. O evaluare finală ce va cuprinde spectrul posibilelor efecte adverse va fi finalizată peste 2 ani, la finalul perioadei de testare al vaccinului. Deci, în acest moment, acest vaccin are titlul de produs experimental. Pe 15 ianuarie anul acesta, 2021, Comisia pentru Situații de Urgență a Organizației Mondiale a Sănătății face următoarea recomandare Secretariatului Organizației Mondiale a Sănătății. În prezent, nu introduceți cerințe de dovadă a vaccinării sau a imunității pentru călătoriile internaționale ca o condiție de intrare, deoarece există încă necunoscute critice cu privire la eficacitatea vaccinării în reducerea transmiterii bolii. Deci, Organizația Mondială a Sănătății, pe 15 ianuarie 2021, consideră că există încă necunoscute critice cu privire la eficacitatea vaccinării în reducerea transmiterii bolii. Iar a treia precizare care aș dori să o fac este faptul că vaccinarea anti-COVID-19 este opțională, iar în luarea deciziei pro sau contra de vaccinare, cred că fiecare dintre noi ar trebui să ia în considerare două aspecte. Unul din ele este convingerea personală că momentan trăim o pandemie cu o rată de mortalitate crescută, așa cum este prezentată statistica pe canalele media. Deci, dacă cineva are convingerea asta, este normal să se vaccineze și să nu stea cu frica de o boală gravă sau de moarte. Sau apartenența la o grupă de risc, de exemplu vârstă sau anumite afecțiuni preexistente. Iar cine mai are încă 3-4 boli cronice sau a depășit o zonă de 65-70 de ani, poate să se gândească logic să se vaccineze și să asume riscul vaccinului, da? Riscuri știute sau neștiute, în comparație cu probabilitatea contractării unei boli cu o evoluție severă. Mai departe, o să vă citesc o părere medicală alternativă vis-a-vis de pandemia COVID-19, publicată în jurnalul Colegiului Medicilor din Germania, Deutsches Ärzteblatt, numărul 48 din 2020, de către domnul doctor Med Hans Jürgen Scheuerle. Nu o să vă citesc întregul articol, ar dura prea mult, dar o să spilcuiesc un pic din cum vede domnul doctor Scheuerle diverse aspecte vis-a-vis de această pandemie. O să fac traducerea direct în românește, nu cred că are sens să citesc întâi în germană și apoi să traduc. În ziarele de știri și media, numărul pozitiv de teste PCR este interpretat sau este prezentat ca și cazuri noi de corona sau infecții noi. Creșterea acestui număr reprezintă un pericol? Nu. Testele PCR nu pot spune dacă un om este bolnav sau dacă el este infecțios sau dacă poate infecta cu COVID-19 alte persoane. Ele singure nu au valoare de diagnostic, ele susțin diagnosticul în cazul unei boli care este deja declanșate. Deci, dânsul spune aici că la un pacient care are o simptomatologie respiratorie sau un alt tip de simptomatologie
Deci are o situație patologică de boală, pot să fac un test PCR care, dacă este pozitiv, înseamnă că am găsit unul sau chiar vinovatul principal pentru simptomatologie. Dacă nu este pozitiv, este negativ, trebuie căutat mai departe. La un pacient sănătos, practic nu are nicio valoare. Mai departe spune domnul doctor Șoile în 2CS Ersteblat, presa care nu este de specialitate medicală și, și politicienii consideră testele PCR pozitive egal sau în aceeași oală cu infecții sau cazuri de boală. Cele trei situații au totuși semnificație medicală separată, diferită. Peste 80% din cei testați pozitiv sunt sănătoși și pot merge mai departe la muncă. Peste 15% au simptome ușoare sau medii de gripă, 1-2% vor dezvolta forme severe sau care necesită terapie intensivă. Cazurile de mortalitate se învârt real în jurul cifrei de 2 la 1000. Deoarece nu este clar dacă cei testați pozitiv sunt infecțioși sau îi pot infecta pe ceilalți, nu are nicio relevanță ca persoanele de contact să fie testate în lipsa simptomelor. Mai departe, dânsul trage o concluzie, un om testat pozitiv poate să fie fără alte probleme medicale tratat ca și când ar fi bolnav. Testații pozitivi sunt automat considerați bolnavi, deși mare parte nu sunt. Și dânsul încheie cu una din fraze, noi doctorii suntem obligați ca să ne ridicăm împotriva unor măsuri fără sens, unor măsuri care dăunează, împotriva unui lockdown bazat pe teste PCR, împotriva unei izolări culturale și a unui dezastru economic. Acestea au fost părerile domnului doctor Hans-Jürgen Schörle, prezentate în 2CS Ersteblat numărul 48 din 2020. Bun. Mai departe, un alt subiect interesant îl reprezintă poluarea și COVID-19. Într-o parte a imaginii vedeți poluarea preluată cu un satelit ESA de evaluare a calității aerului, respectiv concentrațiile de dioxid de azot, iar în partea dreaptă o răspândire a bolii. S-a stabilit prin mai multe studii independente că zonele poluate se asociază cu o incidență mai mare a bolii, cu forme mai severe de boală și cu mortalitate mai ridicată. De asemenea, există un studiu publicat în anul 2012 de către niște cercetători americani care atunci arătau că pacienții cu infecții respiratorii, indiferent că erau produse de coronavirusuri sau de orice alt patogen, au șanse mai mari să dezvolte o formă severă cu pneumonie sau sindrom de detresă respiratorie acută dacă locuiesc într-o zonă poluată decât cei care locuiesc într-o zonă fără poluare. Deci poluarea joacă un rol esențial în răspândirea și gravitatea infecțiilor respiratorii în general. Și se pare că acest lucru nu prea a fost luat în calcul activ în gestionarea pandemiei la nivel global. Să ne amintim de parametrii de poluare depășiți de 3 ori în București, acum 3 zile, da? Chiar și la noi în Germania sunt multe orașe unde poluarea este excesivă în perioada aceasta, când aerul fiind rece, poluanții se ridică mai greu și rămân mai mult timp la nivelul
solului sau la nivelul aerului respirabil. O să închei cu o glumă preluată de pe kamikaze.ro, să nu uităm. Coronavirusul umblă prin România cu mască de frică să nu ia stafilococi. Ventilarea mecanică a pacienților înseamnă un risc automat de așa numită pneumonie de ventilator. Marea majoritate a acestor ventilatoare sunt populate cu bacterii multe rezistente, în ciuda ciclurilor de curățire, și de aceea, teoretic, orice pacient ventilat are un risc crescut de pneumonie cu o bacterie de ventilator multirezistentă sau cu sau să dezvolte o așa numită infecție nozocomială, da? Deci, datorată mediului intraspitalicesc. De altfel, multe articole și mai mulți medici au atras atenția că mortalitatea în mare parte s-a datorat și acestor infecții intraspitalicești, s-a datorat și stărilor de septicemie sau pneumonii cu bacterii rezistente de ventilator. Să nu uităm, și așa ajung și la ultima concluzie a serii, virusul corona în sine este mortal pentru un procent extrem de mic de pacienți. Pacienți care au o predispoziție genetică, o această neșansă de a dezvolta din start forme severe. Pentru o mare categorie de pacienți care dezvoltă forme severe sau evoluează spre deces, un rol important îl joacă comorbiditățile, bolile, deci bolile asociate, și fragilitatea organismului, sistem imun slăbit, zone poluate, infecții nozocomiale, deci în cazul acestor pacienți nu virusul este foarte puternic, ci organismul nostru este cel care este foarte slab. Acestea fiind spuse, închei mica emisiune despre coronavirusuri și virusul SARS-CoV-2 din această seară, cu speranța că a fost o emisiune interesantă. Ne pare rău că s-a produs această fragmentare a emisiunii datorită unor probleme tehnice. Ne străduim și noi cât putem. Cu această cale, că veni vorba de străduință, vreau să-i mulțumesc domnului Robert Adams și a echipei sale de producție de la Promovio Nürnberg, care este în spatele întregului efort logistic care stă, prin care este realizată această emisiune și nu numai, și restul emisiunilor de pe OTVN. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere! Opinia TV Nürnberg. Aproape de tine.